Seara, dragilor! Bine v-am regăsit într-un alt proiect al proiectelor online cu Mami Digitale. Am și astăzi o invitată dragă mie, căreia îi vom afla povestea. Numele ei este Irina Ușurelu, este coach, este femeie care ghidează alte femei către o viață mai bună, mai prosperă. Irina, te salut și îți mulțumesc că ești alături de mine, mai ales că ne unește cumva un domeniu comun și anume dezvoltare personală. Și abia aștept ca să pornim această discuție și să îți aflu povestea. Te salut, dragă Lucia! Mă bucur să fiu aici alături de tine și pentru femei minunate, luminoase, care urmează să vizioneze interviul nostru. Sper să fie informațional, motivațional și pentru cei care vor primi acest interviu. Sunt convinsă că așa va fi, Irina. Pentru început, prima întrebare cu care vin către invitatele mele este o scurtă prezentare, autoprezentare de fapt. Cine este Irina Ușurelu și care sunt activitățile pe care le desfășori pe mediul online? Sunt Irina și sunt un suflet. Sunt autor și creator al vieții mele. Sunt life coach și ghid în practici de respirație, meditație, practic tehnici de tehnici profunde de terapie psihosomatică. În mediul online sunt, cred că, de 2 ani, de când am început să promovez ce simțeam eu că sunt, da? Și ghidez oamenii spre transformare, chiar prin postări, prin stories, mă strădui să ajung la cât mai multă lume pentru a reuși să ridicăm conștiința colectivă. Cred că aceasta este una din misiunile mele. La moment am creat câteva programe de dezvoltare personală pentru a ajunge într-un timp mai restrâns la mai multe persoane, pentru că în ședințe și în terapie lucrezi cu o persoană, dar atunci când faci un program, un curs, reușești să aduci lumină la mai multă lume odată, ceea ce mă bucură și îmi oferă un entuziasm de nedescris. Da, îmi spuneai mai devreme că ceea ce faci nu doar că îți place, dar chiar crezi că este misiunea ta și cumva au venit mai multe mesaje care ți-au demonstrat că asta este misiunea ta. De cele mai multe ori, persoanele care ghidează alte persoane ajung în acest punct datorită unei povești în spate, datorită unor momente, evenimente de viață care le-au adus în punctul în care să evolueze. Vreau pe scurt să ne spui care este povestea ta, ce te-a făcut să intri în acest domeniu al dezvoltării personale, mai ales că mi-ai spus că ai activat înainte de a intra în acest câmp, ai activat chiar într-o instituție de stat din Republica Moldova și ai ajuns să faci dezvoltare personală. Cum a început această poveste a ta? Da, eu sunt de specialitate auditor public. În cadrul curții de conturi am lucrat și am ajuns și acolo la o funcție importantă, dar simțeam că nu este calea mea. Și spre dezvoltare personală m-a dus experiența proprie de a fi mamică, de a vrea să aflu mai multe despre educația copiilor și treptat fiind implicată în diferite training-uri, activități pentru cunoașterea copilului, mi-am dat seama că, de fapt, e nevoie să lucrez cu mine mai întâi și după aia voi avea ce transmite copilului meu. De atunci aveam doar unul. Și cred că de aici a pornit calea, dar pe parcurs, odată ce am evoluat, am intrat tot mai profund și mai profund. M-am descoperit dintr-o altă parte,
deja la, cred că în anul 2017, eu înțelegeam că, că asta e calea mea, deși făceam atunci alt, cu tot altă activitate, aveam afaceri pe Amazon, pe care o mai am și acum, dar am simțit că vreau să-mi trăiesc calea și să o urmez pentru a aduce lumină, transformare în această lume. Pentru că știu că pot, știu că am de unde. Tu când ai intrat în comunitatea Mamei Digitale, deja erai pe acest drum al dezvoltării personale. De ce ai intrat în Mamei Digitale? Care a fost scopul și cum te-a influențat acest proiect? Cred că atunci când vrei să fii în mediul online, este foarte important să cunoști toate canalele de promovare, instrumentele de promovare. Eu sunt de părere că human to human e cea mai bună metodă de promovare, dar până ajunge la asta, e nevoie să ajungi și la un anumit cerc, nu știu, cred că la o anumită, să zic, la un anumit număr de oameni, da? Care după aia vor spune cine ești, vor simți și vor duce mai departe. Dar pentru început am avut nevoie să cunosc care sunt canalele de promovare, cum se face corect. În general, eu am rămas impresionată de cantitatea și calitatea informațiilor oferite aici în Mame Digitale. Vreau să spun un mare mulțumesc pe această cale. Te-au ajutat cumva instrumentele pe care ți le-au oferit Mame Digitale? Te-a ajutat cumva ca să te promovezi mai mult, să ajungi la un public mai mare? Da. Și să capăt încrederea asta de a vorbi pe online despre ceea ce sunt, ceea ce fac și ceea ce pot aduce despre valoarea pe care eu pot să o aduc în lume. Faci și terapii individuale? Da. Cum a fost pentru tine la început, când ai avut primii clienți? Primii clienți au fost din terapie individuală sau din programele transformaționale? Au fost un grup, un colectiv? Cum a fost pentru tine la început? Da. Eu am început cu pagina mea de Instagram la începutul pandemiei și treptat eu acolo postam pentru a sprijini oamenii în perioadele astea mai dificile. Și de pe Instagram am avut primii clienți cu care am lucrat individual și vreau să zic că după ședințele de coaching individual mă simțeam de parcă zbor, de parcă n-am lucrat, de parcă am făcut asta toată viața, ceea ce mi-a oferit și mai multă încredere. După care am facilitat primul meu curs de respirație conștientă, pranayama l-am numit, și realizarea mare a mea a fost că erau două femei care își doreau foarte mult copii, dar nu venea în cerașul la ei. Și după cursul respirație conștientă, ambele au rămas însărcinate. Wow. Și, da, o doamnă după 2 luni mi-a scris că e însărcinată și alta după 3 și un pic. Și ce, nu știu, pentru mine a fost o mare realizare a anului trecut, anului 2019. Anul ăsta deja le-am văzut și bebelușii. Wow, super! Îmi imaginez câtă bucurie, pentru că și acele femei sunt fericite, dar și câtă bucurie pentru tine, pentru că te simți cumva că ai contribuit la fericirea acestor femei. Da, mai ales că și eu am trecut o experiență similară și la mine a durat 4 ani până eu am devenit mămică din moment ce mi-am dorit asta, da? Și eu știu și am simțit pe pielea mea ce înseamnă să aștepți acel îngeraș și el nu mai vine, știi?
Și când am primit un astfel de feedback la care nu m-am așteptat, nu știam că chiar atât de rapid femeile ar putea să ajungă la acel echilibru ca să primească acel suflețel, să-l crească în ele și să-l nască. Asta pentru mine a fost uimitor. Și da, pentru mine, pentru ele. Da, pentru că de multe ori noi femeile sau în general oamenii vrem, dar avem careva blocaje care nu ne dau să voie, nu ne permit ca să vină acel ceva. Cumva ne autosabotăm. Exact așa le-am explicat și eu, pentru că atunci respirația e unicul instrument care face conexiunea dintre minte, corp și suflet. Și atunci când lucrezi la toate trei niveluri, prin respirație se echilibrează toate energiile, blocajele ies și rezultatele sunt vizibile în cazul acesta. Susțin. Irina, vreau să ne spui din experiența ta, care crezi că ar fi elementele care te duc ca să ai succes? Anumite principii cheie pe care tu te bazezi și astfel tu simți că crești, simți că evoluezi. Mă refer în raport cu mediul online, adică la activitatea ta pe online. Pe online, eu cred că cel mai important la moment este perseverența și disciplina. Pentru că atunci când nu ești prezent 100%, nu ești activ, pur și simplu te pierzi, da? Nu te mai vede lumea și chiar oamenii care te urmăreau anterior cu mare drag și plăcere, ei îmi scriu de ce ai dispărut, dar ei nu mai văd ce eu postez sau informațiile cu care vin, pentru că n-am fost un timp activă, da? Iată, momentul ăsta eu l-am învățat aici în Mame Digitale, de a fi perseverentă și de a fi disciplinată în postări, în stories, de a face like-uri. Și am o valoare mai nouă. Spun că e mai nou pentru că eu toată viața am trăit cu valoarea mea, familia, pe care o consider și o consideram mereu pe prim plan. Ceea ce m-a împiedicat pe mine să-mi dau voie să mă realizez eu ca ființă pe acest pământ. După ce mi-am dat voie și mi-am pus valoarea mea de autorealizare pe prim plan, mi-am descoperit și motorașul care mișcă cu mine, care este entuziasmul meu, pe care îl iau acum din dansuri, fac dansuri, cei ce vreau să fac în copilărie pentru a bucura copilul meu interior. Și toate împreună lucrează atât de armonios că chiar ajungi la rezultatele pe care ți le dorești. Tu spuneai că e necesar de a avea perseverență. Însă știi, de multe ori femeile, dintr-o stimă cumva de sine scăzută, încearcă odată și văzând că nu le reușește, cedează și renunță. Cu ce mesaj ai venit tu către aceste femei care, să admitem că au încercat să facă o activitate pe online, însă de la prima greșeală cumva au cedat și au renunțat? Totdeauna spun că nu este suficient o singură încercare. Eu am mai multă experiență în diferite tipuri de afaceri. Am încercat și câteva tipuri de bloguri să duc. Dar am înțeles că atunci când faci o singură dată și eșuiezi, nu este suficient. E nevoie să faci măcar de câteva ori. N-a mers așa, încerci prin altă metodă. N-a mers cu echipa dată, găsești altă echipă. Au fost diferite situații la mine, da? Când am schimbat echipa, când am schimbat strategia, când, iată, am început a lucra cu Mame Digitale pentru a înțelege, de fapt, cum merg procesele, da? Că de multe ori cedăm pentru că nu avem o înțelegere.
mai profundă a lucrurilor. Dar atunci când înveți, încerci și nu te dai bătută, cred că asta este și cheia succesului. Da, succesul întotdeauna se află undeva sus, dar ca să ajungi acolo e nevoie să te mai împiedici, ceea ce este absolut normal. Da, se întâmplă. Da, apropo de activități, Irina, îmi spuneai că ai avut mai multe activități și la un moment dat îmi spuneai că de curând te-ai integrat cumva și ca brand ambasador cumva al apei Kangen. Da? Da? Aș vrea să ne povestești un pic și despre această activitate a ta, care tot cumva se desfășoară online. Da, cu mare drag. De curând am început și noi să consumăm apa Kangen și pentru că am văzut efectele uimitoare ale acesteia, cred că din a doua săptămână, eu am zis că e mare păcat să nu afle toată lumea, da, absolut toată, despre beneficiile acestei ape miraculoase. Și motiv din care mi-am creat și o pagină pentru acest subiect, unde am început să postez diferite informații pentru a informa lumea, de fapt, despre ce este Kangen, ce este Enagic și aparatele care sunt și beneficiile pe care poți să le obții. Da. Eu, la moment, sunt bucuroasă pentru că mi-am găsit sănătatea anume cu apa Kangen. Eu aveam probleme digestive de genul arsurilor la stomac, dar am făcut mai multe tipuri de proceduri cu produse naturiste. Cred că ca și fiecare dintre noi a încercat prin diferite companii, diferite metode, da? Dar când am început a consuma apa Kangen, am eliminat absolut orice problemă de genul dat. Chiar sunt foarte recunoscătoare. Nivelul de energie a crescut. Reușesc mai ușor să țin zilele de post pe care le țineam și anterior, dar acum mi reușește și mai ușor, mai liniștit, da, fără gânduri de mâncare în aceste zile. Și cred că astea sunt motivele din care mi-am dorit să ajung la cât mai multă lume. Un moment important pe care pot să-l menționez este apa dezinfectantă, pe care apa superalcalină, eu mai numesc dezinfectantă, pentru că o utilizez oriunde când merg, ea e cu mine, pentru copii nu e toxică, nocivă, putem dezinfecta mânuțele sau orice suprafețe unde avem nevoie. Când suntem în afara casei, toate tipurile de apă le folosim la maxim și de ce am zis că e păcat să nu ajungă această minune de apă la cât mai multă lume. Cum reușești să aduci la cunoștință oamenilor despre această apă? Ei mai spun apă vindecătoare, pentru că o folosesc și eu și tare sunt încântată. Cum reușești să ajungi la cât mai mult public? La moment, aplicând instrumentele pe care le-am învățat în cadrul proiectului Mame Digitale, și, cum spuneam anterior, mi-am creat încă o pagină destinată apei Kangen. Pe Instagram, te referi pe Instagram? Pe Instagram, da. Unde postez tot felul de informații, începând de la a cunoaște compania, pentru mine e important ca oamenii să cunoască tot, da, să fie informați, pentru că doar astfel pot face alegerile corecte. Absolut. Da. Care ar fi, Irina, planurile pentru 2022 sau, ca să nu spun planuri, care ar fi aspirațiile pentru noul an care vine? Din aspirații vine și inspirația, da? De a face, de a crea.
Așa aspirațiile mele sunt de a ajunge la cât mai multă lume, de a aduce transformarea în lume, lumină oamenilor. Și am un program pe care l-am creat și prin intermediul căruia îmi doresc ca oamenii care au venit acolo să ajungă la acel punct de neîntoarcere, cum eu îl numesc, acel salt cuantic, să-l efectueze și să se bucure, să savureze această stare de abundență, stare de bunăstare, de flux, stare din care este totul ușor, cu iubire, cu bucurie în viață. Vreau să ne spui un pic despre programele tale. Ce programe desfășori? Și dacă urmează în timpul apropiat un oarecare program? Da, acum am deschis lista de așteptare pentru programul Starea de Flux, pe care urmează să-l trecem începând cu luna ianuarie. Este un program în care îmi propun să lucrez individual cu fiecare persoană. Informația o voi oferi la toți exact aceeași, dar comunicarea va fi pentru fiecare individual. Da? De asemenea, desigur că nu voi renunța la proiectul meu de respirație conștientă, pentru că știu și simt pe mine că atâta timp cât ai la îndemână acest instrument, nu poți fi intimidat de provocările vieții. Da. Și la moment am astea două programe, dar desigur că mai sunt și Apa Kangen, pe care foarte mult îmi doresc să dezvolt acest proiect, și cu uleiurile esențiale eu lucrez și le folosesc, cred că de 8 ani, în familia mea. Cu succes vindec orice problemă apărută la copii, da, orice situație. Și cam astea sunt proiectele pe care vreau să le dezvolt în anul 2022. Îți doresc succes, Irina, să-ți realizeze tot ce ți-ai propus și tot ce îți propui. Și suntem pe final, un minuțel avem la dispoziție. Vreau să vii cu o idee către toate femeile care vor urmări acest video și o idee care crezi tu că le-ar prinde bine sau că au nevoie să o audă în acest moment. Da, am înțeles. Eu sunt de părere că noi toți avem o misiune în viață și cel mai important ce avem de făcut este să trăim acea stare de flux, cum am zis anterior, stare din care tu îți găsești calea, stare din care lucrurile se desfășoară într-un mod simplu, ușor, cât de ușor posibil, pentru a te realiza, pentru a-ți găsi misiunea și pentru a merge pe calea vieții tale. Eu asta vă doresc, să fiți în această stare din care să vă găsiți menirea pe acest pământ și să mergeți cu încredere în viață. Mă alătur cu toată sinceritatea și cu tot dragul la vorbele tale. Îți mulțumesc, Irina, încă o dată pentru că ai fost alături și sper să ne reauzim curând într-un nou interviu cu noi idei, cu noi proiecte, cu noi obiective. Da, mulțumesc și vouă pentru invitație și vă doresc succese mari în anul care vine, să realizați orice scop vi l-ați propus. Mersi mult, Irina! Îți doresc o seară frumoasă. Te-am pierdut. Nu te-am văzut aici. Da, da, s-o rupt la un moment, dar tamam la urmă. Bine că am reușit. Da. Mulțumesc, Lucia. Mulțumesc ție, da. Te cuprind și ne mai reauzim. Neapărat. O seară frumoasă. Hai. Te pup, pa, pa. Pa, pa. Lucru care
care te inspiră și, într-adevăr, e real să construiești ceva, începând de la ceva micuț. Și bravo că unii ești de diaspora, că îi aduni pe noștri și pe noștri și pentru al noștri. Noi, atunci ce? E vorba.